Ruptura de ligament încrucișat anterior îl va ține pe Cătinean departe de teren șase luni de zile. Portarul de 23 de ani va fi operat vineri la o clinică privată din Târgu Mureș de către doctorul Răzvan Melinte, unul dintre cei mai buni medici ortopezi. Colegii de echipă sunt alături de el. Aceștia au și postat pe site-ul oficial al campionilor un mesaj de încurajare. Și cea mai par accidentat și operat în acest an, tot în urma unei rupturi de ligament încrucișat și menisc, îi transmite să fie curajos și îl așteaptă la recuperare. Știu că este un copil care, care muncește mult și eu cred că o să ajungă să, să, și revine cât mai repede. Trebuie să fie tare și să nu cedeze niciodată în timpul recuperării. La scurt timp, după intervenția chirurgicală, Răzvan Cătinean va intra în programul special de recuperare la o clinică specializată din oraș. Colegii de echipă îi doresc lui Pufi ca timpul petrecut în afara terenului să fie cât mai scurt. În această seară, Sitia Târgu Mureș joacă împotriva celor de la Târgu Secuiesc. Meciul are loc la sala polivalentă din Târgu Mureș.